Parohia Bălușești din comuna Dochia s-a aflat în sărbătoare. Noua biserică a fost sfințită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Tot astăzi, lăcașul de cult a fost așezat sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae. A urmat Sfânta Liturghie, oficiată pe podiumul special amenajat în curtea bisericii. Ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să urmeze cuvintele Mântuitorului: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Orice gândești, orice vorbești, orice plan ai în mintea ta să înfăptuiești, se cuvine să te întrebi: am mărturie în Evanghelie despre aceasta? Dacă am, să mă orientez spre acest lucru. Dacă nu, știind că nu e voia Domnului exprimată în Evanghelie, să le vii. În orice situație te afli, orice gândești să plănuiești, te gândești: dacă Dumnezeu este aici de față, dacă mama mea este de față, fac acest lucru? Și dacă simți că nu ai nicio rușine în fața lui Dumnezeu și în fața mamei tale, atunci faci acest lucru, pentru că făcându-l nu te rușinezi în fața lui Dumnezeu și în fața mamei tale. Dacă te rușinezi, hotărăști să nu-l faci, să nu-l grăiești, să nu-l plănuiești. Și aceasta înseamnă să cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu și celelalte se vor adăuga vouă. La finalul slujbei, fostul și actualul paroh au primit din partea ierarhului rangul de iconom stavrofor. Vechea biserică de lemn, construită în 1904 pe locul uneia mai vechi, a fost mistuită de flăcări într-un incendiu ce a avut loc în seara zilei de 23 februarie 2015.